Și acum, dragii mei, întrerupem programul obișnuit ca să urmărim împreună o transmisiune specială din Parlamentul României. Maestre Banda. Să vină domnule pentru sectorul 5. 2 milioane sectorul 1. 3 milioane pentru muzeu. Cum s-a dat cu președinte pentru România, dacă ai bine. Ce spuneți? Că ăsta nu e Parlamentul? Aveți puțin tică răbdare. În 2-3 ani, așa o să fie. O să-l vedem pe domnul Ciolacu cu microfonul prin sală, da, scoate banul de la piept de aici unde ține dânsul cărămizile și începe să arunce în colegi sau să le lipească frumos bancnotele pe frunte. Așa o să se împartă și funcțiile din guvern, da? Pentru Lucica de la Buzău, 100 de euro și Ministerul Culturii, Se pare însă că nu la fel de fericiți au fost și ceilalți turiști sau localnici din Sinaia, care au sunat la poliție să oprească petrecerea dusă până la ore târzii în noapte. Da, cum sunt liderii, așa sunt și copiilor. Da, evident că nu erau imagini de la lucrările Parlamentului, erau de la o petrecere a tinerilor pesediști. Păi na, când s-a pomenit să vină poliția să oprească ședințele din Parlament la 3 dimineața? Haideți, vă rugăm, ați muncit destul, mai merge și acasă, vă rugăm din suflet, nu vă epuizați pentru popor. Vă somăm, nu ne faceți să folosim forța, da? Și parlamentarii să protesteze, că ei vor să lucreze până dimineața, să-l sune pe Bode. No, e imposibil, n-are cum. Dar pe ăla de la Aur, l-ați văzut? Cu urarea de 8 martie? Cum să vă zic? Aur, tati, aur. La mulți ani tuturor celor care trebuie felicitate astăzi. Domnișoare, soții, doamne, eventual amantele prietenilor. E, asta da, asta cu siguranță era din Parlament. Glumețul cu amantele era din Aur, dar să nu ne facem iluzii, nici colegii din alte partide nu-s mai breji. Iar ceea ce vedem noi la început de martie e doar o mică parte din respectul și dragostea bărbaților politicieni față de femeile de lângă ei. Chiar, ați văzut afișul unui eveniment organizat de o filială PSD în cinstea femeilor? Nici o femeie, evident. Oficialitățile de pe afiș erau numai bărbați. Da. La conferința de presă au participat doar bărbați. Martie este luna doamnelor, sunt cele mai de încredere ființe care pot fi alături de un bărbat. Ca atare trebuie să le acordăm toată încrederea noastră. O altă postare care a iscat controverse e a secretarului de stat din Ministerul Justiției Bogdan Ilea. Și acesta s-a referit la femei cu expresia ființe ale societății. Ce e asta, mă? Să le acordăm încredere, auzi? Zici că vorbea despre o motosapă, așa? Despre robotul de bucătărie. A, e fiabil, da, îți faci treaba cu el, domne. Te ține câțiva ani dacă îl întreții ca lume. Mă rog, aud niște comentarii către mine. Alo, băiatul, e 13 martie, mă, gata, s-a dus săptămâna magică, 1-8 martie. Păi, tocmai asta e problema, că suntem niște porci cam tot anul. La începutul lunii martie e doar mai vizibilă atitudinea arogantă și abuzivă față de femei. Toți au cam alunecat greșit.